Hei, salutări și bine ați venit la primul meu replay The World of Tanks. Astăzi vă aduc un replay cu T-32, tank american de tier 8. Am un meci de tier 8 și suntem luptăm cu Rarăș 2-1-3-3. După cum știți. Să vă arăt cam ce poate să fac acest tank. Da. Sunt pe mapa Redshire. Da, Redshire. Am uitat cum se cheamă, mă rog. Așa, și destul de puține tankuri la tier 8, deci n-ar trebui să fie un meci foarte greu. Dar n-a fost nici ușor. Da, am jucat destul de bine meciul acesta. Am jucat cum trebuie să joci cu tankul ăsta full down. Nu altfel, ești penetrat altfel, deci nu încercați. Deja a și fost spotat un VK la marginea, la mijlocul mapei. Ca să știți, eu folosesc pack-ul de moduri Aslines mod XVM, o să vi-l las în descriere. Și da, ce să vă pot spune, de undeva de aici începe distracția. Au venit foarte multe tankuri destul de ușor de penetrat în această zonă, deci damage-ul era asigurat. Da, vedeți, T69. Am zis, haideți să bag niște damage în băieții care sunt aici. Am văzut că avea un ESO, am ieșit mai cât a trebuit și am tras. Un mic bug la acest mod, la unele moduri. Pus luneta, N-am vrut să trag în IS-3, nu-i vedeam totuși partea aceea sensibilă de la turelă. Scos că avea un ESO, am zis că e mai prioritar. Bine, nu era mai prioritar decât IS-3-ul, dar... Am jucat ca să fac acea misiune mai mult, acele misiuni lunare. Nu știu cum am putut să ratez aici IS-3-ul. Bine, era clar că nu poți să... N-ai timp de gândire. Când vezi un IS-3, am dat în T21, clar penetrat în turelă fără nicio problemă. Și IS-3-ul neajutorat și cu laterala, boom, i-am prins un 306. M-a penetrat Carnavronul, probabil undeva în lower plate sau nu știu, probabil. M-am mai inclinat puțin. Am văzut că vine Carnavronul furios. Și în turelă, chiar în tun, undeva în tun, puțin mai jos. E o parte mai sensibilă unde îi puteți da dacă sunteți de la o distanță mai mică. Tot acolo i-am dat în gât și scos și Carnavronul. Urma IS-3-ul care are 288 HP și a ieșit foarte furios. L-am scos și pe el. Treaba pe flank s-a mai îmbunătățit. Am rămas eu cu Rareș. Nu v-am spus, el este într-un IS-3, dar ați și văzut, dar mă rog, trebuia să spun. T69-le nu are o armură foarte bună, dar pentru tunul de la de 32 nu e așa de ușor de penetrat. T69-le cum e autoloader mi-a dat câteva 3, se pare. Rar s-a dus puțin cam furios, a văzut că nu are depresie, dar el tot a vrut să mai avanseze cât să poată
Da. Și el. S-a dus Rareș din fericire pentru mine pe Yak Tiger 8.8. Și el a murit, din păcate. Dar rămas eu. Desigur, T69-le. Am așteptat puțin, am vrut să văd dacă pot să-i dau foc, ce să-i dau, amore, ceva. Zis că poate reușesc să-i dau foc. Ah, n-am reușit. Mai avem o secundă să încar și... Ce rateu, ce... Cum am putut să trag aici? Cu tunul, bineînțeles. Da. O secundă și scos T69-le. Mai rămâneau două tancuri, artileria, care acum o secundă mi-a dat 400. Și ARL V39. Am zis, mă duc după artilerie, mă duc după ARL. Am spus să mă duc totuși după ARL. Am zis că artileria, dacă voi spota, cum eu sunt cel mai avansat aproape, dacă o spotez, mi-o fură cineva și da. Am țintit și scos areleu. Acuratul este foarte bună pe acest tun. Și să știți, ca să știți, eu nu folosesc... Mă rog, eu nu folosesc un singur mod. Eu folosesc un mod pack, deci, da. Mă rog, cam asta a fost replay-ul cu T32. Haideți să vă arăt și implanturile. Și iată și implanturile cu AS. High Caliber, Caliber și Top Gun, 50.970 bani și 1.372 experiență netă fără ordoi. Să vedem cel mai mult din echipă Top Gun Damage, ca experiență la fel, chiar din joc, din match. Ce să vă spun, a fost un match bun. Printre cele mai bune meciuri ale mele pe T32, potenția Damage Decive 2565. Da, cam în rest nu prea sunt chestii care să fie interesante pentru T32. Atâta pentru astăzi, la revedere!